Deci ești mulțumită, ești împăcată Da. pentru... Pentru ce mi-ai cumpărat? Cipsuri? Dulce, Dulciuri, așa? fructe, ciocolată, Da, și totul din magazin autorizat. Bun. Închidem. Vă cumpărați jucării? Nu, noi am cumpărat deja pentru un centru de plasament din Carrefour. Dacă la casă ele se socote, tot acestea merge pentru centru de plasament din orașul Cahul. Acolo sunt copii ai nimănui, 18 fetițe și 16 băieței, chiar Elvira. Da. Copiii sunt de la vârsta de 7 ani până la 16. Cine face donația? Elvira Cozari și încă, cum o cheamă? Elvira. Inga Cazacu. De la Burlacu? Sunt de din Burlacu. Dar Inga Cazacu e din Frășeni. Bravo. Dar el lucrează în țara Israel. Minunat, felicitări. Mersi mult. Ia uite, și cum le spun la astea? Ca... Coardă. Coardă. Ce șcriane și... Corez copil. Copiilor nu sunt geloși. Nu, ei au cumpăr altora jucării. Chiar ei au ajutat mama și au... Bravo. Da. Noi îi trebuie probă, eu nu vă filmez banii, nu vă filmez safe-ul. Eu am înțeles, da. Dar cum? Dar e un gest, noi trebuie să aibă probă. Noi știm, dacă noi știm unde dușim. Eu am înțeles, dar era destul de rău. Acela gata, noi l-am anulat. Au ceva de ascuns, cred că. Nu știu de ce se geniază ei. Stai, Petric, din te Petric, nu așa, stai, din te-ai spune. Eu, mi-e înjelic cu nivel cu tine. A, cu tine, da? Ia, și asta sunt 16 băieți și ea inclusiv pentru băieți să gândiți minci pentru fete, alte jucării, coarde, atât fazele, pentru fete și fazele pentru băieței. Dar ce, nu prea au acolo jucării, nu prea nu știu, are grijă lor statul, primăria, cine? Nu în știu, gestiunea chiar cui nu... centrul acela de plasament? Chiar nu știu. E raional sau orășănesc? E raional, din câte eu înțeleg. Am să mergem acolo și o să vedem, o să întrebăm. Să ne povestești. Mulțumim. Să vă povestesc, da. Asta este o grupă, aha, care acolo este și bomboane, și... Cine v-a donat? Asta mi-a donat de la Andrușu. Am înțeles, aha. Vedem, bomboane, vedem, 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 aha. Este grupa. Am înțeles, stați să mă duc. Am înțeles. La fiecare... Aha, bine, am înțeles, aha, stați să mă duc. Mulțumim ce banane au, da? Iată aici, aha, am înțeles, da. Stați, puteți să... Puteți să luați acum aici. Stai. Cine, dar cine fetița? Pare mi-s pentru dânsă au rămas cei care nu i-am dat de prins părul. Unde era ea? Da, clamă, nu?
Da, eu prins. Ai prins în care și soră geamă. Și el fi la școală, de atâta clamară. Așa. Ce? Daria vrea să mi spui ceva. Ia hai, Daria, tare și frumos. Hai, Daria, mulțumim. Stați că ei vorbesc încă. Mersi mult, ei vorbesc toți. Cine mai dorește să mai zic ceva? Da, Sergiu. Hai, din partea la grupa rusă, așa, ceva frumos. Mulțumim mult! Noi o să vă ținem minte numele vostru, pe Sergiu, pe Daria, așa? Da, lasă așa într-o parte în fața lui Daria. Cine acolo ridică mânuța încă? Hai, Nicoleta! Da, hai, Nicoleta, da. Zi! Mersi mult! Mulțumim mult, dragi copii, da! Mulțumim mult, copii dulci. Andreinca de la Israel vă prinzi toți. Vă doresc un pas să aveți grijă unul de altul. Deci Sergiu de Aniuta și Aniuta de Sergiu. Eu am dat un exemplu. Doar exemplu. Deci cât o să serviți voi din aceste dulciuri? Cât o să serviți din aceste dulciuri, din aceste, din ananas, din aceste citrice, evident voi o să cunoașteți, o să vă amintiți de doamna Elvira și de doamna Inga, care lucrează în Israel. Ele cred că o să mai treacă pe la voi, fie la ziua copilului, fie poate, dar voi să fiți receptivi, să fiți ascultători. Noi când venim, o să vedem de ce mai aveți nevoie, cum vă putem să vă ajutăm. Să știți că noi suntem alături de voi, societatea este alături de voi. Vă îmbrățișez, copii, dragi. Mulțumim! Bravo, bravo sunteți voi, bravo sunteți. Să serviți din aceste dulciuri, din aceste legume, fructe, așa, în zilele de sărbătoare, să fiți împăcați cu sufletul, să fiți alături de asistenții sociali, de doamna directoare, de doamnele care vă sunt în preajmă mereu, bucătăriți, tot personalul care are grijă de dumneavoastră, da? Și aveți tot sprijinul, adică voi să exersați, să desenați, să colorați, da? Ați identificat deja ce jucărie aveți acolo, da? Bravo, copii! Sănătate vă zic! Iată acești trei copilași au dăruit toate aceste bunuri. Deci toți au... Cu drag! Și dumneavoastră! Oleg, s-o primiți? Copii, voi ați mai avut asemenea daruri acum aia înainte de Paști? Din partea de la alții, a mai fost cineva? Am mai avut surprize, am avut. A mai fost, dar ne bucurăm că această surpriză... Toți sunt psihotare, băieți, fiecare, familie, și fix așa. Se va găsi surpriza Elvirii și a Ingăi din Israel? Se va găsi, adică își va găsi locul în sufletele voastre, da? Sănătate vă zicem! Dar vedere! Dar bine!